Scoatem tineretul la înaintare! Câți ani ai, Irina? Bună dimineața! Bună dimineața! 22 acum, 23 fac peste două luni. Mulți înainte! Ce plan ai? Mulțumesc. Ce plan ai, fetițo, cu viața ta? Cred că mi l-am făcut deja. Ideea este că în momentul de față fac ceea ce îmi place, adică muzică. Și cam ăsta este planul meu în viață, să scriu, să compun, să cânt, pentru că asta îmi place cel mai mult și cred că asta este menirea mea. Îți dai seama, ca fată, genul ăsta de muzică e cam prea original pentru România, o să fie destul de greu, îți dai seama, da? Da, dar nu mi-e neapărat frică de greu, nici de absolut nimica. Pentru mine, adică eu sunt extrem de împăcată dacă fac muzică și cel mai important pentru mine este ca lumea să se bucure de muzica mea. Adică asta este împăcarea mea, cea mai mare. Mi-a scuns ceva? Că nu te uiți deloc la mine, te uiți doar la masă sau e atât de faină masa? Da, e foarte interesantă. În clip pare așa o femeioacă foarte puternică, da. Și în realitate ești mai... chill. Arăți ca o adolescentă. Da. Mulțumesc. Primul defect la această melodie... Dacă mă îndrăgostesc de ea, nu pot să o cânt în mașină? Nu te înșel, chiar pot. E simplu. Învață-mă refrenul. Hara, șunca. Te gândești la șuncă. Hara și la hara. Da, exact, e simplu. De la harakiri. Hara. Da, hara, șunca. Hara, șunca. Hara, șunca. Bun. Asta e tot ce trebuie să ții minte. Hara, șunca, hara, șunca. Exact. Ia. Hara, șunca. Exact. Doamnelor, domnilor, cu șunca, ține minte, șunca. O găsiți cu siguranță pe Facebook dacă doriți, sau pe YouTube cu această piesă. Aveți timp, berecheță, dați o fugă până la frigider să faceți un sandwich, ori cu hara, ori cu șunca. Micul dejun, cea mai importantă masa zilei. Te pupăm, mulțumim că ai venit pe la noi. Mersi.